Bine v-am găsit la episodul 4 din Familia Ian cu SMP. Astăzi, fiul meu Răzvan aduce acasă un câine care se comportă foarte ciudat. Acesta ascultă comenzile și se comportă exact ca un om. Ne dăm seama că e ceva suspect la mijloc, însă Răzvan neagă asta, așa că ne certăm cu el și decide să ne părăsească. Însă noi îl urmărim și aflăm adevărul despre acel cățel. Aflăm că acel cățel de fapt era un om și că există un bărbat malefic la noi pe server care răpește oameni și clonează. Și ghiciți ce? Eu sunt următoarea lui victimă. Rămâi până la final să afli dacă am supraviețuit în fața clonei mele. 2, 1 și nu-mi vine să cred, bă, frate, bă, nu-mi vine să cred. Magdalena, ți-am spus să mai minăm, ți-am spus că nu o să avem destul. Cât am avut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, erau 14! Erau 14, doamne, iartă-mă, mă, fraților. Și s-a spart și pickaxe-ul de diamond. Deci nu vine să cred, fraților. Am zis să mergem la minat, să ne ducem să facem și noi un portal de nether. Că harta asta așa e foarte, foarte ciudată. Poate, doamne ajută, dacă mergem în nether, nu o să mai fie atât de ciudat totul. Și m-a mers, a minat cu pickaxe-ul de diamond. Și uitați-vă ce s-a întâmplat, doamne, iartă-mă. Ok, Magdalena, nu vreau să-mi iau de tine, că și așa nu avem suficiente resurse și mai rău ne facem dacă mergem în nether. Ce, tu nu mai vrei să mergi? Amă, Magdalena! Na, acum, fraților, Magdalena a zis că un portal de nether are nevoie de 12 blocuri de obsidian și fie vorba între noi, eu nu m-am opus, pentru că așa credeam și eu, dar se pare că are nevoie de 14. În fine, bă, ideea e că noi mai avem oricum diamante și mai putem să ne facem, cum mi spune, să ne facem pickaxe-uri. Bă, da, frate, da, e o risipă atât de mare, riscăm să murim și chestii, deci mai bine nu mai mergem. Păi, da, mă, Magdalena, păi și rămânem pe lumea asta, rămânem aici, în lumea normală. Tu ai văzut câte chestii ciudate? Mai bine rămânem acasă și adunăm mai multe resurse. Păi, Magdalena, suntem deja 4 oameni full iron. Putem să ne facem și săbii de diamond, adică putem să facem foarte multe chestii. Chiar, băi, eu zic să mergem în nether, n-am avea de ce să nu facem, pe bune. Trebuie să ne facem armură mai bună neapărat, pe bă, Magdalena, să ne facem toți armură mai bună înseamnă, mamă, bă, 2 stacuri de diamond, ești nebun? 2 stacuri de diamond! Și ne trebuie arc. Adică toți avem armură de iron. Ne trebuie arc. Bă, arc, da, mamă, da, săgeți. Bă, avem nevoie de atât de multe chestii, nu știu. Chiar nu știu ce să zic, fraților. Eu nu vreau să abandonez ideea asta. Eu chiar vreau să merg în nether. Avem nevoie de arc și de săgeți, da. Mama are dreptate. Dar ce, Izabela? Deci mai bine că nu am putut să facem portalul. Nu știu ce. Adică cum adică mai bine? Adică, bă, Magdalena, tu cumva știai că ai nevoie de 14 blocuri și nu mi-ai zis? Tu cumva știai? Păi, de ce ai făcut așa? De ce ai făcut așa? Trebuia să zici. Puteam să... Doamne, iartă-mă, Iisuse Hristoase. Na, frate, o să mai facem rost acolo. Eu zic că sunt cea mai norocoasă pentru că am găsit un chest lângă casă cu armură de diamant. Ce? Ai găsit ce? Păi și unde e armura de diamant? Ia, hai. Pune-o pe tine, ia. Hai să vedem. Ce e asta? Ce armură de diamant e asta, Izabela? Asta e armură, băi, șfete de leather și scrie Magdalena, de ce zicea? Diamond pants, diamond chestplate, diamond cap, băi, Izabela. Izabela, asta e armură, asta e armură de leather. Mamă, dar cine a făcut armura asta, bro? O fi că Răzvan și-a bătut joc de tine, scump, o fie vorba de noi. Asta nu este armură de diamond, pentru că, doamne ajută să fi fost armură de diamond, noi avem undeva la... Știu că avem sub 30 de diamante, deci nu avem nicio șansă să ne facem toți armură de diamond. Cred că o armură înseamnă vreo... nu știu, dați-mi armura înapoi. Ok, scumpă, ia de aici. Adică, băi, eu zic să o aruncăm la gunoi. Asta ar fi cel mai bine. Adică, băi, n-ai ce să faci cu armura asta, Izabela. Mai bine rămâi cu armura de iron, pe bune. Adică, mamă, face, mamă, 2 stacuri, mie nu vine să credem ce ne-am băgat, ești nebun. Așa zic și eu, da. Hai că asta rămâne la mine și o arunc eu la gunoi undeva. Răzvan, cred că și oricul de Răzvan a făcut niște glume. A făcut niște glume și oricul de Răzvan și a făcut la mică. Da, de daimă. Bă, hai să luăm și ferma asta, dacă tot e ocazia. Deci nu mi-o dați. Ok. Isabela, scumpă, nu te supăra, ce-ai? Ok, fraților. Bă, acum eu... Poate ziceți, Marius, și simți că e luată mora lui Izabela, dar fraților, eu chiar o fac pentru binele ei, pentru că cine știe, poate are ea impresia că de fapt armura aia e mai benefică sau ceva de genul și știe, cine știe ce, doamne iartă, mă face și după se face full leather și o omoară un zombie, știi? Adică se poate întâmpla asta foarte nașpa, dar hai să mă duc la ea, bro, să fiu sigur că nu e supărată. Izabela, scumpo, ce faci? Nu fi supărată, te rog eu. Adică...
îmi pare rău, dar e pentru binele tău să lăsăm armura așa. Da, e pentru binele tău. Nu sunt. Ok, dacă spui că nu ești, bine. Aveți dreptate. Bun. Magdalena scumpo, deci hai să avem așa o discuție între adulți, să spunem așa. Eu zic să mai mergem încă o dată la minat, să luăm obsidianul, să ne facem toți full iron, să ne facem toți săbii de diamant cum am și eu și să mergem în Nether, eu așa zic. Eu zic că n-are sens, Magdalena, să ne facem toți d-astea de diamond, adică n-ar avea sens să facem chestia asta, știi? Eu așa spun, acum ne-ar lua prea mult timp, fraților. Pur și simplu ne-ar lua prea mult timp și avem și puține diamante, dacă nu mă înșel. Da, este o idee bună, dar trebuie să ne facem și să zicem în caz de orice. Da! Izabela? Izabela, scumpo? Izabela, de ce ai armură de diamant pe tine? De unde ai făcut rost de armura asta de diamant? Am găsit-o în chest, minți. În chest erau diamante. Mamă, ia stai. Ia stai două secunde. Unde sunt diamantele, băi și fete? Unde sunt diamantele? Izabela, unde sunt diamantele? Izabela, unde sunt diamantele? La Răzvan, Izabela. Și-a făcut armură de diamant. Doamne, iartă-mă. Izabela, dăm toate diamantele pe care le mai ai, că erau mai multe. Dăm toate diamantele înapoi. Ce, Doamne, iartă-mă, ți-ai făcut armură de diamant? Dar unde crezi că... Doamne, iartă-mă, doar un diamant a mai rămas. Bun, Izabela, dacă ai făcut pe inteligentă, asta înseamnă că o să mergem în Nether, da? Și o să împărțim fiecare o parte din armură, da? Tu iei chestplate, tu, Răzvan ia pantalonii, Madrena, tu iei cască, eu iau bătoși și nu e a mea. Izabela, termină, eu am făcut, ai făcut-o cu diamantele pe care le-am minat noi. Bă, da, apropo, vorbim de șoarecul ăla, unde e Răzvan? Unde e Răzvană? Unde s-a dus? Că tot vorbim de el, tot îl menționăm, dar se pare că nu apare. Unde e Răzvan? Nu știu. Răzvane? Ia. Ce faci, Răzvane? Ți-ai luat un cățeluș? Bă, foarte drăguț, dar să știi că nu avem să-i dăm de mâncare, da? Deci asta este foarte, foarte nașpa. Da? Este un cățeluș drăguț. Magdalena, nu-i da... Ce? Cățelușul ia morcovi. Ce, nu vă place? Bă, da, este un cățeluș drăguț, dar nu știu dacă putem avea grijă de el. Stai, bă, pleacă de acolo, băi. Pleacă, băi! Pleacă. E urât. Izabela, scumpă, nu e urât. Bă, ideea era, fraților, că n-asta ar supăra cățelușul dacă ar avea ochi și urechi. Ce se întâmplă, bă? Alo! Alo! Ce se întâmplă? Alo! Izabela, lasă câinele în pace! Izabela, lasă câinele în pace! Bă, gata! Gata, ce aveți? Vedeți că stricați casa. Deci de unde l-ai? De unde l-ai, Răzvan? Bă, Răzvane, dar care-i treaba cu câinele ăsta? Asta nu contează. De unde să-l ai, bă, Magdalena? L-are de... L-o găsit pe acolo. Dar care-i treaba? Mi se pare mie, băi, și vede sau câinele ăsta... Oricum, asta nu contează că nu e oricare câine. Dar ce e așa special la el? Mă, că tot văd că se uită la mine. Nu te mai uita la mine, băi. Băi, alo! Băi! Bă, toți... Ce? E foarte inteligent și fiți atenți. Câinele inteligent, mușcă. Băi, alo, băi! Alo, băi, Răzvane, spune-i să termine. Spune-i să termine, mușcă la Izabela. Nu, lasă-o pe Izabela. Izabela, lasă câinele în pace, lasă câinele în pace. Lasă, gata, lasă-l în pace. Așa, care e treaba? Urmărește-o. Bă, are comenzi? Mamă, ce tare! Bă! Dorm la ea în pat. E imposibil. Bă, e imposibil! Oh my god! Bă! Bă, Răzvane, de unde e câinele ăsta de răspunde la comenzi așa? Zici că vorbește limba noastră. Nu contează. Mamă, ce dresat e, fraților! Mamă, ce dresat e. Acum mușcă-l pe Marius. Băi, alo. Băi, alo. Gata. Răzvane, scoate ordinul. Mușcă-l pe Răzvan. Stop. Ia uite. Băi. Ia să-ți vină, băi, și vede. Îl ascultă doar pe Răzvan sau și pe noi. Mușcă pe Magdalena. Băi, ești nebun? Mușcă pe Magdalena acum. Gata. Băi, Răzvane,
Da, Fievor Mantelene Răzvane este un cățeluș foarte, foarte drăguț, are foarte multe calități, însă desigur că ca să fie atât de inteligent trebuie să mănânce, trebuie să avem grijă de el și noi nu ne permitem să avem grijă de cățel, abia de avem noi mâncare. Și plus că nu e bine, adică fă-ți nevoile lângă Izabela. Băi, gata, gata, alo, gata, 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 băi, cățelușule, gata, gata. Ideea e, Răzvane, că cățelușul ăsta e cam ciudat, da? Deci nu este deloc un cățel normal și mai suntem și eu pe o hartă foarte, foarte ciudată, așa că eu ți-aș recomanda să scap de el, da? Pe lângă faptul că nu putem să-l întreținem, n-avem nicio șansă, e foarte, foarte ciudat, da? Deci eu zic să scap de el, spune-i, Cuțu, du-te și ia ceva de mâncare. Ce? O fi că ia mâncare din ce? N-ai, imposibil. Imposibil așa ceva. Imposibil. Ce, Doamne? Ce, Doamne, iartă-mă? What? Băi! Oh my god! Băi, da, o să admit, e foarte tare, dar nu știu, tare am impresia că e ceva în regulă cu cățelul ăsta. Așa că eu zic să-i spui să pleci. Da? Adică e ceva foarte ciudat, fie vorba între noi. Așa că, Cuțu, papa, spune-i și tot Răzvane să plece de aici. De ce dă din cap cu nu? Răzvane, nu este o negociere, da? Eu cu Magdalena suntem părinții tăi, trebuie să ne asculți. Cățelușul pleacă. Eu l-am găsit. E al meu. Păi da, Răzvane, e al tău, însă tu locuiești în casă cu alți trei oameni, da? Casa e a noastră. Noi nu suntem de acord să-l avem pe cățelul tău în casa noastră, da? Deci, poți să pleci cu el. Nu-mi pasă. Nici nouă nu ne pasă. E cățelușul meu. Atunci, fă-ți casa ta și stai tu cu el, auzi, te vină cu astea. Că asta e casa noastră. Asta e casa noastră. Mușcă-l, băi, alo, alo, pleacă, băi, alo, alo, gata. Răzvane, deci îmi pare rău, spune-i să plece, tu nu intri cu cățelușul ăla la noi în casă, dacă vrei, dacă ar fi doar casa ta, ai putea să faci ce vrei, însă este casa tuturor, hai să votăm, Izabela, să lase pe Cuțu în casă? Ce zici, da sau nu? Magdalena, tu ce spui? Eu spun nu. Și eu spun nu la fel. Ori eu, ori câinele. Nu stau fără câine. Da, Răzvane, cred că asta este doar o manipulare și tu de fapt vei sta fără câine. Na, hai, pleacă cu câinele și vom vedea dacă facem pariu, da. Da. Fac pariu că o să te duci, o să vin vreo jumătate de oră sau ceva de genul, pentru că o să-ți dai seama că mor de foame fără noi și după o să vii fără câine și o să dormi de seară în patul tău. Asta este predicția mea. Dacă îi mai vezi pe ăștia, Cuțu, să-i muști. Pleacă, băi, alo, alo, pleacă-mă de aici, băi, alo, gata. Gata, pleacă-mă de aici. Așa, aha. Da, bun, mie mi se pare, băi și fete, o foarte mare prostie, desigur că acel cățel e ceva în regulă cu el. Eu spun să mergem după el, eu zic să nu, Magdalena, chiar a plecat, face și el pe interesantul, 100% o să revină până diseară. Eu zic să mergem în mină, da, hai, toată lumea să vină după mine, să mergem în mină, fraților, să facem rost de celelalte două blocuri de obsidian. Răzvan, fraților, eu fac pareu că până când o să ne toarce din mină, adică până seara sau ceva de genul, Răzvan deja o să fie înapoi acasă, pentru că el desigur minte, vrea să facă pe interesant, o să zicem, oh, nu, Răzvan, vino înapoi, și noi cum nu o să facem chestia asta, el o să vadă că moare de foame fără noi și o să se, mamă, ia uite ce mină mișto, ok, hai să mergem cât mai jos, că avem nevoie de alte minereuri, avem nevoie de obsidian. Bă, ați fost voi prin mina asta? De ce este o torță de redstone. Ok. Asta e ciudat. Bun, să aveți grijă, bă, să aveți grijă în caz de orice. Deci o să aveți foarte mare grijă. Cine știe ce mai e pe aici? Ok. Bă, mi-e frică, ești nebun. Hopa. Ia, păzi. O altă torță de redstone. Mă, și ce o altă... Aici e altă torță. A, ba nu. A, nu, cred că aici e lava aici, ha? Da, aici cred că e lava. Ba nu, e o torță. Holy shit, bro. Bă, poate ne arată un drum. N-are ce drum să ne arate, Izabela. Sunt pur și simplu torțe. Bă, fraților, cineva a fost în mina asta. Cineva a minat, dar... Bă, noi am minat? Bă, poate am minat noi și nu ne aduce... Magdalena?
E o cameră de luat vedere aici. Bro, nu, hai să plecăm dimineața asta. Nu, nu, nu. Eu zic să plecăm. Nu, nu, nu. Izabela termină. Eu zic să plecăm dimineața asta, băi și fete. Hai să mergem să ne găsim altă mină și sperăm ca până diseară să facem rost de obsidian și diseară să plecăm în Nether. Numai bine, până diseară își dă și Răzvan seama că nu funcționează tactica lui cu câinele și o să se întoarcă acasă. Dar nu, mina asta de lângă casa noastră are foarte multe, să spunem așa, elemente ciudate. Nu-mi vine să cred, băi și fete, cât de ghinioniși putem să fim, bă, frate, bă. Nu am găsit absolut niciun obsidian, fraților. Nu am găsit niciun obsidian și se pare că nici astăzi nu vom merge în Nether. După cum puteți vedea, afară s-a făcut seara. Bă, nu-mi vine să cred. Și Răzvan nu a revenit acasă. Ok, asta e destul de ciudat. Ce seară bună, măcar atât. Izabela, scumpă, te rog să taci. Unde e Răzvan? Bă, fraților. Ok, deci Răzvan se pare că ia în serios ceea ce i-am spus. Că poate să stea el cu cățelul lui și să nu ne deranjeze pe noi. Bă, dar nu știu. Poate pe o hartă normală de Minecraft nu m-aș fi îngrijorat să las pe Răzvan așa. Dar pe harta asta, având în vedere câte chestii s-au întâmplat, mă cam îngrijorez. Trebuie să mergem să-l căutăm. Da, hai, ar fi foarte bine să mergem să facem chestia asta. Bă, chiar nu știu, fraților. Unde ar putea să fie Răzvan? În ce parte s-a dus? În partea aia, cred. Chiar trebuie? Da, Izabela, scumpă, chiar trebuie. Ok, fraților, asta e destul de ciudat. Răzvan s-a dus în partea asta. Poate e în village, băi și fete. Poate s-a adăpostit în village, ești nebun. Bă, poate ziceți... Ia uite și torța asta aici. Poate ziceți că eu sunt rău sau ceva de genul. Sunt nesimțit că nu l-am lăsat pe Răzvan cu câinele. Însă, bă, fraților, câinele ăla nu e un câine normal din Minecraft. Adică dacă era un câine normal din Minecraft, nu răspundea la comenzi, nu ți-aducea mâncare din chest. Adică e ciudat. Nu, uite, se pare că nici în village, nici în village-ul de lângă casa noastră, nu e în Răzvan, nu e absolut nimeni aici, se pare. Da, destul de ciudat. Ia uite acolo niște torțe. Poate am putea să ne luăm după torțele alea. Sau nu știu. Habar n-am, să mergem pe aici. Unde s-a dus? Mamă, poate să fie laminat, poate să fie absolut oriunde, bă, băi și fete. Ce, Doamne iartă-mă. Hopa! Cred că văd ceva în față. Hopa! Băi, Răzvan! Ia... Ma, stai că am picat. Ia... Ce faci, șoare, cu ăsta și construiește o casă? Ia, uite și pe câinele ăla. Uite cum se... Ia, ne-a văzut. Alo, băi, alo, veni cu gânduri pașii. Ce pleacă, mă, de aici, pleacă, băi, alo, pleacă. Răzvane, spune-i să termine. Răzvane, spune-i să termine. Ce, Doamne, iartă-mă. Stop, cuțu, vezi că ți-a zis stop, ai grijă. Răzvane, ce faci aici? Ce e asta? Nu prea înțeleg ce faci. Dacă Izabela mai face ceva, mușco. Dar ce se întâmplă aici, Răzvan? Tu îți faci o nouă casă? Ai luat-o razna? Adică ce? Păi îți faci o nouă casă? M-ați dat afară, nu? Nu ți-am zis fără câine. Mă, știi ce? Ai atât de multe țarcuri. Ai un singur câine, bă, Răzvane. Nu-ți trebuie atât de multe țarcuri. N-are nicio treabă, gen... O să-mi fac o armată. O armată de ce? O armată de câini de-ăștia? Ce, Doamne iartă-mă? Eu aici sunt independent. Ia, păzea unde era. Și sunt băiat mare. Fie vorba de trebuie, ai un metru. Deci nu știu cât de mare ești. Și o să fac această hartă, ia, cumpărând de la domnul Matt. Cine e domnul Matt? Ia stai puțin. Deci tu nu l-ai găsit pe ăsta care tot se holbează la mine. Tu l-ai cumpărat de la cineva? De la domnul Matt? Nu. Zi. Uitați ce am zis, Răzvane, termină. Te întreb încă o dată. Cine e domnul Matt? Cine e domnul Matt, Răzvane? Ok, vă zic, cine e domnul Matt? Că acum dispare cățelușul. Deci, ia păzea. Hopa, ok, fraților. Deci se pare că, într-adevăr, cățelul ăsta nu este un cățel normal din Minecraft. Este cumpărat de la un dubios, probabil.
Deci, mergeți pe apă vreo 500 de blocuri. Ok, păi care apă? Că e o apă acolo în partea deșertului și mai e o apă aici unde e oceanul. În partea cu deșertul pe lângă mal. Ok, deci mergem acolo și ce, care-i treaba? Ce și ce găsim acolo? Mata are o casă în deșert. Bă, Răzvane, dar stai puțin că noi nu te-am întrebat cum să... Uriașă cu blocuri de diamant? Are o casă cu blocuri de diamant? Noi, în primul rând, nu te-am întrebat unde ne întâlnim cu Mata asta, că nu ne pasă de el. Tu spune-ne care-i treaba cu el, cu ce se ocupă și de unde are el căței care răspund la comenzi și care se holbează la tine. Uitați-vă la el. Bă, ia. Stai, bă, acolo! Cum adică? Bășoarece, fii atent. E un om care transformă oameni. În ce îi transformă? Ia vedeți, băi și fete, că s-a conectat Dr. Barba la noi pe serie. În ce vezi? Adică ăsta e un om care e transformat în câine? Oh my god, bă, Răzvan, nu ți se pare asta foarte... A fost răpit de către Mat. Păi și trebuie să-l salvăm cumva, trebuie, băi. Bă, câine. Nu, cum adică nu? Trebuie să-l salvăm, trebuie să revină om, să nu mai fie blocat într-un corp de câine. El acum ascultă de mine. Bă, șoarece, fii atent. Lasă că o să mergem noi să discutăm cu domnul Mat ăsta și până revenim să... Na, să tai tot de aici, da? Să dispară stâlpii ăștia, să dispară totul, da? Să nu fie nicio treabă. Hai, bă, pleacă de aici, să dispară totul. Și după ce a dispărut totul, luăm pe ăsta și încercăm să-l refacem la loc. Ia uite-se. Bă, tu de ce faci așa? Bă, tu nu vrei să fie refăcut înapoi în om? Ia, ce, Doamne, iartă-mă. Hai, bă, gata, băi, șoarecilor, gata. Gata, șoarecilor, băi, gata. Bun, hai să mergem la domnul Mat. Bă, Răzvane, dar hai și tu cu noi, nu? Că până la urmă noi suntem necunoscuți pentru el. Vino și tu. Rămân să termin de construit. Vai de capul și de zile tale. Ai, pleacă. Ce să facem, băi? Măcar să-i distrugem casa lor, Răzvan. Altceva nu prea avem ce să facem altceva. Bun, hai, gata, șoarece. Gata, chiții, hai. Bun, haideți să mergem, fraților, să vedem care-i treaba cu domnul Mat. Izabela, scumpă, vină și tu. Haide. Aveți grijă, băi, ai, gata, poate mă iau de câinele tău. Ce faci, băi, șoarece, a? Vrei să mă iau de tine? Hai. Gata, băi, alo, gata, hai. Plecați de aici. Bun, haideți să mergem la domnul Mat, care are o casă cu blocuri de diamant, bro, what? Asta nu-mi sună deloc ok. Cred că domnul Mat ăsta e un dubios, am așa o mică impresie. Nu știu de ce am impresia asta. Ok, deci asta este apa din deșert. Ok. Și a zis să mergem pe mal. În partea aia nici nu mai e mal. Hai că o luăm pe aici. O luăm pe aici să vedem dacă găsim ceva, băi și fete. Ok. Bun. Hopa. Ce, Doamne, iartă-mă, e acolo. Cine a construit chestia aia, fraților? Ok. Am impresia că o să fie foarte, foarte nașpa, dar ia hai să mergem, să vedem care-i treaba. Acolo stă domnul Mat, dar să vedem dacă e cineva acasă. Bă, să aveți grijă, veniți aici. În fine, mi-e frică, eu zic să ne întoarcem. Magdalena, nu, hai să vedem care-i treaba. Să vedem dacă găsim într-adevăr pe cineva aici. Domnul Mat. Hopa! Rezidența Mat. Opa! E cineva înăuntru. Și se pare că are o de-asta de aur. Izabela, scumpă, nu mai da. Ne aude cineva? E cineva acolo? Nu vrem să intrăm peste tine în casă sau ceva. Nu vrem... Oh, domnul meu! Oh, nu, ce... Stai. Stați. Domnule, leule, hai de înapoi. Bă, ăsta are un leu? Are un leu ca paznic? Bună seara, domnule Mat. Ce vreau să vă spun? Fiul nostru, am înțeles, pe care îl cheamă Răzvan, am înțeles că a cumpărat un câine de la dumneavoastră, nu? Așa.
voiam să vă... Și stați, este adevărat că dumneavoastră, cum îi spune, răpiți oameni ca să-i transformați după în animale? Da. O ziceți așa de parcă este vreo problemă? Da, chiar este o problemă. V-am rugat să nu... Băi, alo, băi, alo. Gata. Izabela termină, nu mai da în leu. Este pasiunea mea de când eram mic. Pasiunea ta de când erai mic era să transformi oameni în animale? Asta era pasiunea ta de când erai mic? Ok. Păi și fete, habar n-am ce s-a întâmplat cu generația astea. Mă ocup cu răpitul de oameni. Da, revenind la ce discutam. Deci, omule, te rog să nu te mai apropii de familia mea, de copilul meu și te rog să termin. Când eram tânăr, tata făcea același lucru. O familie de psihopați, după cum putem vedea. Așa că te rog eu, omule, să termin cu toate prostiile astea, da? Să te rog, frumos vorbește frumos, nu sunt psihopat. Nu ești psihopat, pune leu pe tine. Băi, pleacă, alo, gata. Băi, gata, nu vrem să căutăm, deci nu căutăm ceartă sau ceva de genul. Tot ce vrei să spunem este să o lași mai încet, da? Și să nu te gândești că noi am putea să fim una dintre viitoarele tale victime și să lași pe Răzvan în pace, da? Și să te mint cu prostiile astea, că am înțeles că el are plan să cumpere mai multe animale de la tine, să le refuzi, da? Crede-mă că nu e nimic de rău. Cum adică nu e nimic rău? Cățelul îl va asculta toată viața. Păi da, mă, omule, da. Cățelul ăla era un om. Leu ăsta și el era un om înainte. Adică e ceva în neregulă. E ceva în neregulă. Pleacă. Este animal acum. Ce dacă? Bă, stai dus cu capul, man. Bă, lasă-ne fi un pace și gata. Hai, ce atâtea discuții. Ne lași fi un pace și gata. Nu mai țipa, nu las. Băi, treaba ta. Bă, fățior, băi, vezi că leu ăsta nu stă întotdeauna lângă tine. Doar asta spun. Vezi că leu ăsta... Îi voi da, vreau să fac mai mulți bani. Vezi că leu ăsta nu stă întotdeauna lângă tine, da? Doar atâta zic. Cum crezi că am o casă așa de frumoasă? Cred că e o casă așa de frumoasă care este strâmbă. Apropo, cine a făcut casa nu este. Ba da, este strâmbă, domnule. Aici ai 4 blocuri, acolo ai 3, da? Deci ai putea să investești în niște ochelari cu toți banii tăi. Cine a făcut casa nu prea a fost un arhitect bun. Însă, revenind la ceea ce spuneam, ai o casă frumoasă construită pe suferința altor oameni, da? Așa că te avertizez, nu mai fă chestii de genul, lasă-ne fi un pace și noi chiar acum vom pleca, da? Nu este așa, nu e așa, da. Ai țipat cam mult, nu vrei o gură de apă? Vreau, ba da, chiar, vreau o gură de apă, omule, da. Poți să-mi dai o gură de apă, stai că ți-aduc o sticlă cu apă. Te rog, chiar aș vrea. Leule, păzește. Ia, fraților, că mi-aduce o sticlă cu apă, bro. Vă ce om. Bă, eu chiar... Izabela! Gata. Îmi aduce o sticlă cu apă. Ia, hai să vedem, omule. Ia, sunt curios. O sticlă cu apă. Omule, crezi că sunt prost? Crezi că să n-ai probleme cu... Crezi că sunt prost să beau sticla ta de apă? Să mă transform după în cine știe ce, Doamne, iartă-mă, bă, frățior, bă, tu chiar mă, na, nu este așa, ia-ți-o mâna, păi, mi-e și sila că am pus mâna pe ea, ai încredere, bă, ăsta credea că sunt prost, vreau o sticlă de apă, să mă transform după nu știu ce animal sau să leșin să mă răpească, hai să plecăm, Magdalena, Izabela, plecați de aici să nu mă învai, bă, și tu, leule, pleacă-mă de aici, hai, gata, hai să plecăm. Hai de acasă să luăm pe Răzvan, hai că luăm pe Răzvan și vedem că îi trebuie. Ce, Doamne? Păi, ăsta mă credea prost, fraților. Auzi, uite, ia de aici un par cu apă, nu vrei că ai țipat cam mult. Bă, ăsta mă credea pe mine prost. Credea că poate să facă orice schemă de asta cu mine. Ce, Doamne, iartă-mă. Ce ai spus, Izabela? Numai bine lăsăm pe Răzvan să stea singur în continuare. Nu, luăm pe Răzvan, habar n-am face ce în capul lui. L-a spălat ăsta pe creier, îi se pare cool să răpească oameni și să-i transforme în animale. Este, desigur, ceva straniu, fraților. Ceva complet oribil, să spunem așa. Ceva absolut oribil. Și eu nu accept genul ăsta de comportament, să spunem așa. Dar pur și simplu... Nu vreau să accept genul ăsta de comportament, așa că îl vom lua și pe Răzvan. Uite-l acolo, hai să vedem care-i treaba cu casa lui. Sper că Răzvan e acolo, sper că nu s-a dus, Doamne, iartă-mă altundeva. Și cred că fix asta a făcut, da?
După cum putem vedea, Răzvan nu mai e aici. Unde, Doamne, iartă-mă, s-a dus copilul ăsta? Da. Na, fraților, cred că singura variantă pe care o mai avem este să-l așteptăm să se întoarcă de oriunde... Da, de oriunde o veni. Cine știe unde, Doamne, iartă-mă, s-a dus. I-am zis să rămân aici. Fraților, s-a făcut întuneric beznă afară și după cum puteți vedea, Răzvan nu e de găsit. Hai să mergem acasă, oare este la casa noastră și-a dat seama că a greșit? Bă, m-am gândit și eu la chestia asta, dar n-ar fi fost puțin inteligent din partea lui să ia materialele de aici, că na, până la urmă ne ajută. Dar acum mi-am dat seama că e vorba de Răzvan și nu e un specimen foarte inteligent, așa că hai să mergem acasă, poate e la casa noastră, fraților. Habar n-am, dar mie n-a să nu se fi dus... laminat sau ceva de genul și acum noi să nu mai dăm de el. Adică ar fi nașpa rău de tot. Și ce zic, casa noastră cred că e în partea aia. Sper să fie în partea aia și să fie... Da, bun, că acolo e village-ul, totul e bine. Bă, sper că domnul Matt, cum îi spune, habar n-am. Sper că a înțeles mesajul, da? Și sper că o să termine cu prostiile astea și mai ales cu cea mai mare prostie. Adică să... Na, să îl influențeze pe Răzvan la chestii de-astea. Ce, Doamne, iartă-mă-s astea? Băi, alo, băi, alo! Alte animale... Băi, ce faceți, băi? Ce drăguț un coala! Bă, frate, ok, că ăștia iară sunt alți oameni care au fost transformați de domnul Matt ăla. Bă, ia să vedem dacă ne înțeleg. Băi, e coala, dacă mă înțelegi, sare de două ori în sus. Bă! Bă, ești de bun? Taure, sare o dată în sus dacă mă înțelegi. Ăștia sunt alți oameni. Bă, deci fiți atenți. Deci, dacă săriți de două ori în sus înseamnă da, dacă săriți odată înseamnă nu. Voi sunteți oameni care au fost transformați de domnul Matt în așa ceva? Oh my god! Și ați fost transformați recent? Oh my god! Mamă! Păi și există, nu? Gen, putem să facem ceva să vă ajutăm? A? Ia, uite, coala zice că da, el zice că nu. Doamne, vrei să fiți animăloții noastre de copii? Nu, Isabela, nu. Păi stați, dar auziți, voi știți cum am putea să-l oprim pe domnul Matt? Știți cumva? Cum am putea să facem chestia asta? Uite, coala asta e de dori. Tu știi coala? Mamă, dar cum îmi explic acum știe? Cum îmi explic? Mam, păi și... Păi și stați puțin, voi ați venit aici la noi la casă pentru că vreți să ne comunicați ceva? Ok. Mamă, bă, fraților, cum discu cu ei? E ceva de rău? Mamă. Urmează să se întâmple ceva rău? Oh, nu. Bă, deci fiți atenți, vreau să vă pun așa o întrebare. Voi, înainte să fiți răpiți de către domnul Matt, adică ați fost răpiți de domnul Matt, nu? Așa, înainte să fiți răpiți, v-a dat un pahar cu apă să beți? Aha! Ok, bă, să știți că dacă v-ați referit la faptul că, na, poate am fost la el și ne-a dat un pahar cu apă, să știți că eu l-am refuzat, gen. Despre asta e vorba. Da, nu, să știți că eu l-am refuzat și nu o să se întâmple absolut nimica cu mine. Doamne, bine că n-ai băut și tu, bă, băi și fete, mi-am dat seama, am făcut așa puțină catrincă de le, am zis, băi, adun și tu un pahar cu apă așa, băi. A fost desigur o caterincă și o glumă ca să nu se întâmple alte chestii. Voi știți unde este fiul meu, Răzvan? Știți unde este? Ok, nu știu. Bă, sper ca Răzvan să fie asta. Sunt mai mulți ca voi? Sunt alte zeci de animale ca voi? Sunt alte sute? Alte mii?
Sper ca Răzvana să fie coala asta mic. Coala, tu ești Răzvan? Uite bă, că a dat din asta, că nu. Doamne, iartă-mă. Băi, deci, bă, vrei să stați noaptea asta la noi în casă? Ca să fie totul bine, mamă, bă, băi, și uite, bă, mă simt atât de prost. Ăștia sunt oameni, fraților. Adică, mamă, în casă? Păi da, lângă casă, zic eu. Bine, atunci, uite, puteți să... Deci, uite, da, uite, puteți să stați aici, dacă vreți, uite. Aici, înăuntru, puteți să stați. Coala, micuțule, du-te și tu aici. Du-te și tu aici. Uite, ia de aici. Îți plac morcovii, taure? Îți plac morcovii, ok. Băi, e ciudat rău de tot, bă, fraților. Coala, micuțule, intră aici, te rog, ia. Intră înăuntru, uitați-vă la el, bro. Intră înăuntru, băi, Izabela, ai grijă. Bun, stați acolo. Magdalena, poți să închizi? Ai cu ce să închizi? Sau ceva? Nu știu, să avem ceva pe aici? Zic și eu. Bun, am... Ba nu, stai să sparg ăsta. Închide, Magdalena. Așa. Băi, deci, cum îi spune? Hai să facem... fiți atenți, voi sunteți animale, scoate sunete. Dacă aveți nevoie de ceva că timp noi dormim, să țipați. Ați înțeles? Bun. Hai, noapte bună. Mamă, bă, băi și fete, bă, ce trist. Wow, ce trist ești. Mamă, ce trist. Eu zic că am putea să-i facem ceva lui domnul Matt ăsta care transformă oamenii în animale, însă mai degrabă ar trebui să ne concentrăm pe, cum îi zice, pe a-l găsi pe Răzvan. Eu acum, frate, să vă spun, zice, eu nu cred că Răzvan a fost răpit sau ceva de genul. Cred că e plecat undeva, face el vreo expediție proastă sau ceva de genul, s-a dus în mină. Deci eu zic să așteptăm până mâine dimineață. Dacă până mâine dimineață Răzvan nu vine acasă și mergem și acolo la casa lui și nu-l găsim, dacă până atunci nu este acolo, o să fie nașpa rău de tot, fie vorba între noi. Și de atunci o să vedem care-i treaba. Eu o să mă pun la somn, băi și fete. Da. Ok. Da. O să mă pun aici la somn. Hai să ne culcăm. Izabela, culcă-te și tu, dragă. Magdalena și tu. Și sperăm, băi și fete, ca Răzvan să fie ok. Aoleu, cât e ceasul? Marius, trezește-te. Magdalena, Izabela, scumpă. De ce m-ați trezit la ora asta? Afară e furtună. De ce nu dormi? Magdalena, îți bagi joc de mine? Tocmai ce m-ai trezit și acum mă întreb de ce nu dorm? De ce te plimbi pe afară? Ce? Păi am auzit sunete. Pe afară. Ok, și dacă ai auzit sunete pe afară, ce te face să crezi că sunt eu? Și că nu sunt cumva animalele de afară? E foarte târziu, ce e în regulă cu tine? Eu nu știu ce e în regulă cu voi. De ce mă treziți pe mine și îmi spuneți că... Păi chiar erai tu. Cum adică să fiu eu afară? Bă, ce e acolo? Bă, frate, unde au dispărut animalele? Bă, cine e acolo? Frate, cine e acolo? Unde? Bă, ăla sunt eu, dar nu sunt eu! Oh my god! Prindeți-mă, omorâți-l! Prindeți-l! Bă, cine e ăla, fraților? Ce? Bă, ia stai puțin. Aia e o clonă de-a mea? Eu ți-am zis... Mamă, bă, o fi că ăla când mi-a dat sticla cu apă, mi-a luat amprentele și a făcut o clonă. A dispărut clona. Oh my god. Bă, băi și fete. Bă, e o clonă de-a mea. Mamă, băi, a dat un fulger de aia, a luat foc pământul, ești nebun? Oh my god. Trebuie să scăpăm de el, da, eu știu, știți de ce trebuie să scăpăm? De domnul Matt, hai să mergem la el. Hai să mergem la el să-l batem, hai să vedem dacă și Răzvan s-a întors acasă. Bă, fraților. Bă, voi ați văzut ăla? Eram eu, man. Era corpul meu, era tot. Bă, n-are sens. Ia să ved, mamă, bă, cred că Răzvan tot nu e acasă, bro. Doamne, iartă-mă. Bă, cred că Răzvan tot nu e acasă.
Man, tot nu a venit. Nu vine să cred, bro. Nu înțeleg ce... Doamne, iartă-mă. Doamne. Doamne, hai să mergem, hai veniți. Bă, eu mă uit stânga-dreapta să nu cumva să mai apară clona aia odată. Pentru că a dispărut, dar e undeva, trebuie să fie undeva. Oh my god, ok, aveți... Hopa! Mamă, ce bun spirit era acolo, un... Chicken, băi... Ok... Ok... Bă, nu știu, nu cred că mai e pe aici. Hai să mergem. Hai să mergem la domnul Meta acasă. Haideți, veniți. Mai avem? Imediat ajungem. Bă, fraților, ăla m-a... Cum îi spune? M-a clonat pe mine. Ce, Doamne iartă-mă, mi-a făcut. Ești nebun, trebuie să-l omorâm. N-avem altă variantă. Și cine știe unde e Răzvan, bro? De ce Răzvan? De ce încă nu l-am... L-am găsit pe Răzvan. Ce, Doamne iartă-mă. Ok, bă, cred că nu e nimeni aici. Ia stați. Nu e nimeni nici aici, men? Bă, toată lumea a dispărut de pe harta asta. Suntem doar noi și clona mea. Domnul Matt. Ce e aici? Fraților? Ce e aici, men? Leule atacă. Ce, Doamne, iartă-mă. De ce? Ăla-i domnul Maci. De ce are numele Marius? Bro, ce se întâmplă? Omorâți leu. Mergeți pe ele. Bro, ăsta era domnul Mat? De fapt? Uite că-l cheamă Marius. Omorâți-l. Mori odată. Omorâți-l. Muriți. Vă omor, se pare că nu prea. Jos, băi și fete, ce, Doamne iartă-mă. Bă, stăți că n-am înțeles nimica. Bă, fraților, ăla de l-am văzut noi, eram eu. Acum era domnul Matt pe care îl chema Marius. Cumva era ăla? Acum te omorâm și pe tine să fim siguri că am scăpat de ăla, ră? Haide după Răzvan, hai să luăm pe Răzvan. Fă-ți-o, cred că l-am omorât pe domnul Matt, o fi că ăla s-a schimbat, dar stai, cum a ajuns așa de rapid aici? N-are niciun sens. N-are absolut niciun sens. Nu faci-o, trebuie să o luăm și pe Răzvan și să termine cu prostiile astea, să stăm toți într-o casă, toți la noi acasă, men. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă, men, când lași toți ciudații la tine în casă și lași toți ciudații să facă tot felul de experimente. Eu acum nu mai țin, păi, și fete, ăla era o clonă de-a mea, era domnul Matt, era poate o clonă de-a la domnul Matt, bro, what? Poate clona aia care s-a transformat în mine s-a transformat după în domnul Matt? Adică, eu nu înțeleg, chiar nu înțeleg, hai să mergem să vedem ce face Răzvan. Văd pe cineva în față, băi și fete, văd pe cineva în față, opa! Păi ăsta ce? Răzvan, lasă-mă înăuntru. Bă, ok, bro, stai, ok, așa facem. Bă, ce se întâmplă? Bine, bă, alo, lasă pe Răzvan în pace. Cine ești, mă? Răzvan, omoară-l, ăsta nu e Marius, ăsta nu sunt eu, omorâți-l. Bro, ce, Doamne, iartă-mă? Ce, Răzvan, cumva, bă, stai. Unde ții cățelușul? Cumva Marius ăla ți-a omorât cățelușul? Mă speria ce se întâmplă aici. Răzvane, nu eu eram ăla. Domnul Matt a făcut mai multe clone și m-a clonat pe mine de mai multe ori. Adică nici măcar nu știu dacă sunt singurul care a fost clonat. Cred că și el a fost clonat. Habar n-am. Ce, Doamne, iartă-mă. Ce s-a întâmplat? Ce, tu nu-ți mai aduci aminte ce s-a întâmplat? Ai plecat de acasă, ți-ai construit casa ta? Mamă, fraților, bă, și-mi e regulă cu ciudatul ăla, bro. Băi, nu-mi dau seama. Păi, nu știu, ce-i costă cu... Ar trebui să ne întoarcem la mat, la casa aia. Ce e cu casa asta?
Asta nu știi ce cu casa asta, Răzvan, tu ai construit-o. Da, 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 corect, Izabela. Hai să mergem înapoi, înapoi la casa lui Mata, la băieți, vedeți, să vedem dacă găsim ceva. Deci eu chiar nu înțeleg, fraților, ce, Doamne, iartă-mă. Eu chiar nu înțeleg. Doamne, man. Bă, deci, ăla era clon, acum e altă clonă. Domnul Matt îl chema Marius, altă clonă. Efectiv îmi dă cu virgulă și nu înțeleg absolut nimica. Efectiv îmi dă cu virgulă. Adică nu are... nu are sens. Brăzvane! Ia! Brăzvane, unde, Doamne, iartă-mă, te-ai dus, vină odată! Bă, fraților, ia uitați-vă pe ce pierdem timp, man. Bă, 100% ar trebui să găsim, adică, cred că domnul Mata ăsta ar trebui să aibă o mașinărie sau ceva de genul, adică ar trebui să găsim ceva în casa lui, zic. Nu? Dragilor, să mă lăsați pe mine să intru, voi nu intrați, lăsați-mă pe mine dacă cumva, dar da, am mai intrat, n-am găsit nimic, dar cine știe? Trebuie să fie, bro, ceva la mijloc, trebuie să fie o mașinărie sau ceva, cred, nu știu, cred. E ciudată, rău de tot. Stați, vă rog, eu aici. Lăsați-mă pe mine să intru. Dar... na, păi, și fete, numai asta, uite, e lavă. Nu e nimic altceva. E chestul ăsta care e gol, e în virul ăsta. A, uite, mai e un chest. Ajutorere. Ce asta? Tata, mama, vă rog, ajutați-mă. Vă rog, m-a răpit, vă rog. Bro, ce? De la cine e scrisoarea asta? Bă, fraților, scrisoarea asta să fie de la Răzvan? Și poate... poate ăla să nu fie Răzvan? Oh my god! Oh my god, ce s-a întâmplat, fraților? Bă, dar chiar că de-aia se comporta așa de ciudat. Bă, fraților, credeți că Răzvan a fost și el clonat?